Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. În cele ce urmează discutăm cu domnul Vlad Filat. Domnul Vlad Filat a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost premierul Republicii Moldova, este fondatorul și liderul Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova. Bine ați revenit la Vocea Basarabiei. Salut, mamă, bine v-am găsit. Suntem în toamnă. Până la sfârșitul acestui an urmează să aflăm decizia Bruxellesului referitor dacă Republica Moldova începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. O să vă întrebăm pe dumneavoastră, pentru că ați negociat atunci când Republica Moldova a obținut statutul de țară asociată la Uniunea Europeană. Cunoașteți foarte bine ce înseamnă să-ți faci tema pentru acasă. Ce verdict așteptați din partea Bruxellesului dumneavoastră? Eu nu cred că este vorba de un verdict, dar ce decizie așteptați? Dar aveți dreptate atunci când spuneți că până aveți statutul de țară candidat, care de fapt este un cadou pe care l-a primit Republica Moldova, un cadou extrem de prețios din partea Uniunii Europene, dar la baza acestui statut este acordul de asociere. Și numai puțin important este acordul de liberalizare regimului de vize, deoarece la baza acestor acorduri a fost un proces foarte complex de negocieri pe capitole pentru ca să întrunim criteriile să devenim țară asociată la Uniunea Europeană, care de altfel a înglobat în sine reforme. Dar atunci a fost și componenta politică importantă și foarte importantă, ca să ne fie clar ce înseamnă o decizie politică și ce înseamnă reforme. Vedeți, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Dacă ești vorbim de trecut sau ce se întâmpla în trecut, era foarte greu, având relații bune cu partenerii europeni, să faci salturi sau să nu întrunești anumite criterii și să accezi. Eu vă aduc aminte că Republica Moldova a așteptat Ucraina și Georgia un an de zile pentru ca să fie pregătită Ucraina și Georgia să parafeze și ulterior să semneze acordurile de asociere și de liber schimb. Deci eu vă spun cu toată responsabilitatea că nu a existat conotație politică sau bazată pe prietenii, dar noi am avut o deschidere, am avut o atmosferă foarte favorabilă în negocieri. Însă acea atmosferă foarte prietenoasă nu a dus la anumite, eu nu știu, cederi sau la anumite lucruri care nu trebuia să le îndeplinim. Mai mult ca atât, noi eram conștienți că trebuie să întrunim condiții ca să fim autentic pregătiți de acea etapă în care am intrat. Vorbind de prezent, sigur, decizia urmează să fie preponderent politică. Și domnul Ursu, eu, ca să fiu înțeles corect, nu trebuie cele spuse de mine să fie catalogate ca critic sterilă. Eu vorbesc pe fapte și vorbesc pe situații care sunt reale, care trebuie să fie luate ca atare. În cazul în care greșesc, eu spun, nu e o problemă, eu rectific sau îmi cer scuze că am greșit. Însă, noi sub aspectul îndeplinirii condiționalităților pentru a deschide negocierile, nu suntem pregătiți. De ce nu e pregătită Republica Moldova să înceapă aceste negocieri? Pentru că nu au fost respectate precondițiile. Acele nouă precondiții, la general fiind privite, dar dacă ne uităm pe ramificații, sunt mult mai multe, nu au fost îndeplinite. Însă, trebuie să recunoaștem că contextul atât regional, cât și în interior de Uniunea Europeană, este de așa natură care poate favoriza Republica Moldova, din punctul meu de vedere, nu în beneficiul Republicii Moldova, că nu este suficient să încep negocierile. Este important să fii pregătit, autentic să fii pregătit de această începere de negocieri. Deci, domnul Filat, dar unii mai fac comparație și cu România și Bulgaria și exact despre aceasta vorbesc, că nici Bulgaria și nici România nu erau 100% pregătite ca să adere la Uniunea Europeană. Sunt lucruri extrem de diferite. Poate România nu era pregătită 100%, dar în proporție de 90% era pregătită. România este o țară cu economie, cu instituții care erau funcționale și cu un sistem reformat, întrunind întru totul IQ-ul comunitar. Deci nu poate fi comparat situația României cu a Republicii Moldova. Noi avem deficiențe grave la nivel de activitate a statului, având sisteme nefuncționale. Dar, dincolo de asta,
Dar haideți să nuanțăm ce înseamnă sisteme nefuncționale, pentru că se vorbește despre instituții ale statului care încă nu își fac la, îndeplină responsabilitate. Până la instituții, noi avem o economie nefuncțională care este în cădere liberă și cât de tare nu s-ar strădui guvernarea să nu recunoască acest lucru, este certitudine. De ce este în cădere această economie? Din mai multe motive. Ele sunt și obiective, dar sunt la bază majoritatea lor subiective. Pentru că nu au existat acțiuni care să tempereze anumite tendințe inflaționiste sau nu au fost întreprinse acțiuni în care să stimuleze anumite domenii ale economiei sau să întreprindă anumite măsuri ce ține de protecția anumitor categorii de producători, dacă vorbim de producători. Și de ce nu și de comercianți? Aici, ca să nu intru pe toate domeniile, e suficient să pomenesc situația din agricultură. Ce se întâmplă la ora actuală în agricultură este catastrofă. Vreau să vă spun că dacă și se impunea dintr-o stare de urgență atunci în agricultură, nu la general, noi la ora actuală am ajuns să avem în agricultură cei care sunt implicați, fiind împărțiți în trei categorii. Prima categorie care au intrat deja în faliment. A doua categorie... Cine care... a intrat în faliment? Foarte mulți producători agricoli. Cine sunt? Eu nu pot să dau numele de familie. Nu nume de familie, portetul robot sau producători agricoli. Care produc mare, cereale, care produc fructe, care produc legume. În majoritate care produc cereale, dar în situație gravă sunt și restul, pentru că piața este inundată cu produse de import, nu au niciun fel de protecție, dacă vorbim de legume și alte produse, dar ce ține de cei care sunt pe dimensiunea cerealilor, este dramă. Grâul este la ora actuală comercializat la 2,5-2,3 lei deja, floarea soarelui ca preț să duce în jos, deci nu cum să acopere cheltuielile. Deci este o gaură imensă. Și vă spuneam, unii ce trebuie să facă și nu fac autoritățile ca să nu se pomenească agricultorii în această stare de disperare? Ce s-a făcut în perioade similare în trecut? Chiar dacă se spune că nu s-a făcut 30 de ani nimic, eu vreau să spun că au fost perioade grele și în trecut, doar că în urma unui dialog civilizat, fără injurii și mai departe, cu producătorii, s-au ajuns la un set de acțiuni care au venit să, pe de o parte, să acopere anumite pierderi prin subvenționări, prin acțiuni de stimulare și inclusiv de protecție pe piață și inclusiv printr-un dialog care a dus la rezultate cu sistemul bancar, ca să nu-i preseze pe creditele care le au. Dar și aici, părerile se împart, domnule. Spuneam de trei categorii. Prima categorie deja care a intrat în faliment, două categorii care încă nu știe ce urmează să fie și este a treia categorie care a început deja să-și vândă tehnica agricolă, să lase pământul și cu gândul la plecare. Deci, situația încă o dată, eu nu vreau să o dramatez, este așa cum este și din ea trebuie să se reiasă și să se acționeze. Dacă dumneavoastră ziceți că cineva vinde tehnica agricolă, înseamnă că sunt potențial cumpărători ca să o cumpere. Posibil că sunt, dar faptul că este scoasă în vânzare nu înseamnă că deja este și vândută. Eu vă spun starea în care au ajuns acești producători. Despre subvenționare, vreau poate totuși să le explicați celor care urmăresc emisiunea. Cer cei producătorii de cereale subvenții și sprijin mare din partea statului, dar am vorbit și cu cei care, de exemplu, produc struguri și ei spuneau că dar de ce ar trebui să fim nedreptățiți și noi, pentru că altă dată am vândut strugurii cu 6,50 lei de bani și astăzi îi vindem tot la 2,50 lei de bani și nu se recuperează cheltuielile. Eu nu am spus că doar cei care produc cereale au nevoie de sprijin. Eu am vorbit în general de agricultură, dar am dat exemplu, mi-a cerut un exemplu concret, care dintre producători. Nu doar cei care vând struguri de masă, sau este vorba de cei care au struguri tehnici, care exact se vândă pentru vin. Eu știu producători care produc vin în vrac, care au mii de toni în stoc, nu pot să le exporte. Deci, încă o dată, problema este foarte complicată. Și nu o să reușim în emisiunea asta să le vorbim pe toate. Ori noi doi putem să discutăm despre probleme și să venim cu anumite soluții, însă sarcina directă în a rezolva problemele nu este a dumneavoastră ca jurnalist și a noi le abordăm. Lider de partid din opoziție, este a guvernării, care, cum să vă spun, are toată puterea în mâini. Acum am vorbit de economie. Noi avem o gravă problemă dacă vorbim de sisteme. Noi avem o justiție nefuncțională. Sistemul de justiție care, uitați-vă, este reformat deja atâția ani la rând, a ajuns într-o stare de nefuncționalitate. Avem interimate de sus în jos, avem lipsă de judecători, avem reforme inițiate care, de fapt, nu sunt reforme,
De ce spun lucrul ăsta? Pentru că o reformă urmează să rezolve problemele din sistem. Prin modificare de legislație, instituirea de mecanisme care să facă, ca în cazul de judecătorii, să activeze legal, să existe o monitorizare eficientă a activităților lor. Dar la noi s-a transformat această reformă, din păcate, s-a transformat într-o răfuială cu anumiți oameni cu scop de epurare a unor judecători care sunt, haideți spunem, nesubordonați și încercarea de a plasa anumite persoane în sistemul judecătoresc subordonate politic. Și asta nu poate nimeni scoteste deja. Pentru unii vetting-ul funcționează într-un anumit sens, pentru alții vetting-ul funcționează într-un anumit sens. Da, și aici iarăși părerile sunt împărțite. Unii în general își pun întrebarea când a început reforma în sectorul judiciar și cum s-a făcut până acum. Deci reforma are etape. Și etapele trebuie să fie parcurse cu rezultate foarte concrete. Deci fiecare etapă a avut un anumit scop. Noi când am implementat reforma la perioada în care eram în guvernare, am avut un anumit obiectiv. Apropo, corelat și cu angajamentele în raport cu partenerii europeni. A fost o strategie de reformare a justiției, apropo de componența respectivă, nu vreau să vorbesc, care a fost o finanțare din partea europenilor de 60 de milioane. Și unii se întrebau, banii au fost mulți, dar justiția nu a mai fost reformată. Ar fi bine să vedem că mulți din banii cei au fost cheltuiți de cei care au asigurat reforma cu așa numită asistență, care și acum reformează justiția din Republica Moldova. Cine trebuie să reformeze justiția? Justiția trebuie să fie reformată de către stat. În cazul dat, prin modificarea legislației, care se face în Parlament, nu în altă parte. Iar justiția trebuie să fie înfăptuită în sistemul judecătoresc, dar nu în Parlament și în guvern sau la președinție. Lucrurile astea sunt ca certuri. Doar, încă o dată, reforma trebuie să aibă ca obiectiv rezolvarea problemelor, dar nu răfuiala cu oamenii. Hai să nuanțăm. Unii zic că există și suficientă rezistență pe interior. Există această rezistență pe interior și de ce ar exista? Se teme cineva că nu cumva să se afle? Noi avem o guvernare acum care nu este una de coaliție. Nu este o guvernare formată din 4 partide sau din 3 partide. Noi avem o guvernare formată dintr-un singur partid care are 63 de mandate din 101. Da. Încercarea de a vorbi în permanență despre rezistență din interior, rezistență din exterior și mai departe este deja banal. Sunt peste 2 ani de zile când PAS-ul are întreaga putere în statul Republicii Moldova. Întrebarea mea este ce se va întâmpla peste 4 ani? Care vor fi justificările? Asta înseamnă că există incoerență sau neînțelegere. Și în mod normal, sfatul meu către ei este să trag o linie și să recunoască că au eșuat. Da, unii din ei au recunoscut că este un eșec. Dar nu trebuie unii din ei. Guvernarea trebuie să recunoască că au eșuat, să regândească totul, dar repede, și să miște rapid pentru ca să fie deja rezultat. Un stat fără justiție nu poate funcționa. Și nu vorbesc doar de latura asta, drepturile omului, libertății în care este esențială. Sunt și raporturile economice. Noi nu putem să atragem investitori, să rezolvăm probleme economice, atât timp cât ei nu văd o justiție în care, în caz de problemă, poți să apere drepturile. Deci problema e mult mai sofisticată. Domnul Fela, dar și noi vedem ce se întâmplă în cadrul ședințelor care trebuie să se ia decizii importante și foarte importante, de la ședințele adunării judecătorilor până la ședințele adunării procurorilor. Și lumea e împărțită, sunt tabere, sunt bisericuțe, unii apără interesele unora, alții apără interesele altora. Tot timpul așa a fost. Tot timpul așa a fost. Timpul așa a fost, au fost interese, au fost înțelegeri diferite, doar că guvernarea, prin puterea care îi oferă cetățeanul în urma votului exercitat în cadrul unei alegeri libere de dorit, sigur, creează reguli de joc. Ca să fiu mai simplu, aprobă legi. Legi care sunt funcționale și instituie mecanisme care duc la rezolvarea problemelor. Tot ce am văzut noi, la adunarea judecătorilor, la, nu știu, la alte forme și mai departe, nu este rezultatul abstract a unor acțiuni, a nu știu cui. Dar cu acești oameni trebuie să reformeze sistemul. Eu nu știu cine a spus vreodată că cu acești oameni trebuie să reformeze sistemul. Eu știu că noi avem la Ministerul Justiției oameni noi, buni, ne se spuneau. Noi avem
o asistență așa de jur împrejur finanțată foarte bine pentru a realiza reforma și noi în rezultat nu avem legi funcționale. Până acum nu este clar ce se întâmplă cu aceste filtre, mecanisme, dar în rezultat, încă o dată spun, după 2 ani și de guvernare absolută din partea PAS, noi avem doar interimate. Noi avem la Curtea Supremă de Justiție 2 judecători de drept. În rest, avem detașați. Oamenii ăștia au acceptat să meargă la Curtea Supremă de Justiție și eu tare sper că ei au mers acolo să facă justiție, dar nu să îndeplinească indicații. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, care va fi situația în cazul în care va fi constatată că această detașare a fost una ilegală? Ce se vor întâmpla cu deciziile care sunt aprobate acum? De asta vă spun, situația este mult mai complicată. Și un exemplu relevant, tot ce ține de justiție. A trebuit să treacă 2 ani și ceva ca să fie semnat acest decret de demitere al domnului Stoianoglu. Eu nu spun că decretul ăsta este legal și că așa trebuia să fie. Doar spun că a fost demis un om, din punctul meu de vedere, ilegal, îmi asum acest punct de vedere. Trebuie iarăși instanța să spună foarte dar clar. Dar eu am drept să-mi expun punctul de vedere. Pentru că nu au fost respectate elementarele proceduri, dacă doriți. A trebuit să treacă 2 ani de zile cu interimate de procuror general ca în ziua de ieri să fie semnat acel decret. Unde a fost raționamentul în acești 2 ani? Doar că procuror general interimar, viceprocuror general interimar, procuror P.C. Cux, șef interimar, toți procurorii interimari, spuneți-vă rog, judecători la nivel de... Dar cum activează acești oameni în statut de interimar? Vă spun eu, într-o stare foarte vulnerabilă și dependentă. Dar vedeți că și dumneavoastră un pic vă contraziceți. Pe de o parte ziceți că nu e bine că interimatul este asigurat pe o perioadă atât de lungă de timp, pentru că nimeni nu are certitudine dacă rămâne în funcție și dacă deciziile pe care le ia trebuie să fie cele pe care le arată legea, buchea și spiritul legii, iar invers. Pe de altă parte... Invers. Aștept din interimat iau decizii ca să complacă putere, ca să devină cu funcție de plin. E foarte simplu. Iar pe de altă parte e criticat decretul președintei Sandu că l-a eliberat din funcție pe Stoianoglu. Spuneți-mi, vă rog frumos, când președintele Sandu, Maia Sandu, a declarat public că Stoianoglu trebuie să fie demis și după care au urmat un șir de acțiuni, din punctul meu de vedere, iară, televizate, justiție din asta, cu mascați și tot așa mai departe, trebuiau să fie probele necesare și totul să fie clar pentru ca demisia să fie una legală. Deci, și până la urmă este o finalitate. Deci, procedura trebuia să întâmple în cadrul legal sau acțiunea trebuia să fie legală și nu cu durată de ani de zile, dar foarte scurtă. Știți ce o să întâmple până la urmă? Eu sunt absolut sigur. Domnul Stoianoglu va câștiga la CEDO. Și uitați-vă, după asta o să avem o discuție mult mai complicată și mai complexă despre cine trebuie să răspundă pentru toate ilegalitățile care au fost întreprinse. Dar asta pentru perioada de viitor. Dar până la urmă, revenim la ceea ce se întâmplă în acest sistem important și foarte important pentru că 3 din condiționalitățile pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească acum, în luna octombrie și nu le-a îndeplinit, țin de reforma justiției, lupta împotriva corupției și reforma crima organizată. Da. Iarăși, eu insist să ne spuneți dumneavoastră, poate în cunoștință de cauză, dacă e clar ce vor judecătorii și procurorii, e clar ce își doresc ei, vor reformă. Eu știu ce doresc cetățenii Republicii Moldova. Asta știm și noi, dreptate și justiție. Nu, cetățenii Republicii Moldova doresc de ca guvernarea care și-a asumat angajament că odată fiind votați, ei vor ajunge la putere și vor asigura o reformă autentică a sistemului justiției în rezultatul căreia vom avea dreptate în urma actului judecătoresc. Bine, aici sunt peste 1000 de persoane care activează ca judecători și procurori, așa? Nu. Dacă îi punem toți la gramadă, da. Dar noi haideți să separăm. Că noi n-auzim ultimul timp din partea guvernării că au probleme în procuratură. Procuratura s-a subordonat foarte bine și îndeplinesc mofturile foarte ușor. Noi vorbim acum de justiție, de instanțele de judecată. Sunt mult mai puțini și vreau să spun că legile trebuie să fie unele funcționale. Și atunci când ți-ai propus o reformă, da, trebuie să ai și cadențele stabilite, inclusiv și sub aspectul timpului. Când te apuci să faci o reformă, trebuie să știi cât durează această reformă. La noi reforma asta nu are limită în timp. Este o reformă neunde.
Și eu când aud că se face trimitere în continuare la reformă din Albania, este utopie. În Albania până acum nu a fost finalizată reforma și este un eșec. S-a recunoscut acest lucru, că nu ar fi trebuit să stea ca model Albania pentru Republica Moldova ca să reformeze justiția. Dar eu de când îmi amintesc că există statul Republica Moldova, totdeauna s-a spus că justiția este la cheremul politicului sau în buzunarul politicului sau mână-mână sunt și justiția și politicienii și așa s-a ajuns să se spună că Republica Moldova a ajuns un stat capturat, ca după asta ce iar să fie capturat. Uitați-vă, lucrurile trebuie să le vedem nuanțat. Dacă la ora actuală în Republica Moldova era o guvernare formată din mai multe partide politice, da, puteau să fie trecut cel puțin responsabilitatea de pe o parte și pe alta. În cazul dat, încă o dată, puterea este concentrată în mâinile unui singur partid. Și într-o putere absolută, dacă doriți. Și aici deciziile, persoanele promovate și obiectivul care este trasat este la suprafață. Nu să considerați că este ok că în Republica Moldova nici vetting-ul pentru judecători la Curtea Supremă de Justiție să nu fi început și deja să știe cine va fi președintele Curtii Supreme de Justiție? Faptul că totuși despre Republica Moldova s-a vorbit că a ajuns să fie un stat capturat și dacă s-a ajuns la acest lucru cu cei care lucrează astăzi în sistem, ce părere aveți dumneavoastră? E de mers cu ei mai departe? Statutul de stat capturat a ajuns cu cei care sunt în sistem fiind instrumente. Dar cei care au dus la statutul de stat capturat au fost cei care făceau politic la etapa actuală și la etapa respectivă și controlau politic statul Republica Moldova. Doar că pe valul de nemulțumire privind acest stat capturat, au venit ăștia la guvernare și au preluat exact aceleași metode și exact aceleași abordări. Întrebarea mea era, dumneavoastră ați spus, cei din sistem au ajuns să fie instrumente. Cu nu ei, toți. Unii dintre ei. Nu toți. Unii dintre ei și care în sistem, se crede că ar fi fost o castă, în da? În sistem sunt oameni care într-adevăr își fac meseria. Absolut. Și nu era necesar. De fiecare dată spunem despre acest lucru că lucrează oameni integri, oameni care știu să-și facă bine meseria. Și nu era necesară toată această tavatură decât trebuia să fie reformat Consiliul Suprem al magistraturii, care cu subdiviziunile sale, care aplică sancțiuni disciplinare și așa mai departe, trebuia să autoadministreze sistemul, inclusiv să-l curețe. Nu trebuiau să vină cu cărdurile dintr-o parte, din nu știu, de pistocean, ca să facă regulă în justiția din Republica Moldova, pentru că nu se primește. Dacă îmi ziceți că nu trebuia să vină de peste ocean, vă referiți la șefa Procuraturii Anticorupție? Nu, sigur nu. Eu mă refer la cei care fac parte din comisiile, vetting, pre-vetting și tot așa mai departe. Dar ce părere aveți despre activitatea doamnei Drăgălin în fruntea Procuraturii Anticorupție? Eu nu o să-mi expun o părere, pentru că nu eu sunt cel care mă dau cu părerea. Eu vreau ca în Republica Moldova legea să fie aplicată uniform. Și eu vreau ca procuraturile în general, inclusiv Procuratura Anticorupție, să nu se preocupe doar de trecut, dar să se preocupe și de prezent. Corupția a priori are loc în sânul puterii, nu în opoziție. Dar de ce doar în sânul puterii? Pentru că acolo este decizia. Corupție. Pentru că acolo este decizia. Corupția înseamnă a lua pentru sau cineva primește funcții publice pentru a face sau nu face ceva, privind remunerare. Deci un om care nu are funcții nu poate să fie. El poate să fie subiect de corupție activă, nu pasivă. Deci ideea este una foarte simplă. Noi avem 2 ani și ceva de când se află în partid la guvernare. Noi am avut toate scandalurile astea, începând de la păcuri, gaz și așa mai departe, nu le număr pe toate. Și totul e bine și e frumos. Eu vreau să vă spun, percepția generală este corupția este mult mai mare ca în trecut. Eu vreau să vă spun, contrabandă constatată, nu de mine și nu de național, dar internațional, este mai mare ca niciodată. Numai că noi, nu știu de ce, în ultima perioadă nu avem nici contrabandiști, nici corupți. Și atâta timp cât puterea sau din sânul puterii nu vor fi sancționați, cel puțin, hai să spunem așa, nu va fi o tentativă de a face regulă și acolo, impresia generală va fi că se răfuiesc cu oponenții politici și cu trecutul. Uitați-vă, despre ce dosare se vorbește în continuare? Despre ce s-a întâmplat 10 ani în urmă, 13 ani, poate și mai mult. Da? Dar trebuie să fie elucidate aceste cazuri. Vorba aia, să lucrezi în regim de lucru.
dar nu să scoatem prin plan un așa aceeași lucru. Acolo trebuie să lucreze și să ofere rezultat. Și se informează pe etape. Dar activitatea acum trebuie, corupția acum macină, nu doar în trecut. Și ea nu a dispărut. Eu când aud că vorbesc cei de la conducerea statului, când Republica Moldova nu mai este corupție, haideți să fim serioși. Domn Filat, dar sincer, corupție este sincer. Și va fi. Corupție este pentru că în anumite domenii lucrează tot aceiași oameni. Care a fost corupție și înainte, și până, și acum. Să nu ne rușinăm, da. Exact. Da. Dar eu de asta spun, trebuie să fie combătută și de atunci, dar și de acum. Dar dacă sunt aceiași oameni, cum o combat și de atunci și de acâi? Nu sunt aceiași oameni. În guvernare, la ora actuală, nu sunt oameni. În guvernare nu, dar instituțiile statului, în bună parte, cei care... M-ați întrebat de activitatea domnului procuror Drăgălin. Ajungem, și... mai revin o dată. Păi eu despre asta vorbeam. Dânsa și-a asumat și a spus că are încredere totală în procurorii care lucrează. Eu de asta își spun că a fost atunci, acum, ea și-a asumat și eu de asta spun. Nu trebuie să lucrez doar în trecut, trebuie să lucrez și în prezent. Dumneavoastră ați fost în fruntea guvernului. Să ne spuneți dumneavoastră totuși cât e de greu ca să poți stăpâni situația în toate domeniile. Și dacă ai oameni de încredere, dacă nu ai oameni de încredere, dacă sunt din cei care au un alt scop să compromită guvernarea. Domnul Ursu, nu doar în Republica Moldova, nu doar din experiența mea. În general, actul guvernării este un act complex în care sunt realizări și sunt eșecuri. Nu este vorba despre asta. Vorba este despre totul altceva. Este despre că dânșii s-au asumat un anumit angajament și nimeni nu încurcă să-l realizeze. Eu vorbesc de ceea ce nu are nicio legătură cu războiul, nu are nicio legătură cu alte motive și tot așa mai departe. Lucruri elementare, ce ține de reformă, ce ține de implementarea unor acțiuni care sunt la suprafață. Eu am să vă dau un exemplu. Și încă o dată, aici chiar nimeni nu încurcă, doar ca abordare. Când de unezi, da, a fost lansat programul ăsta de creștere a Republicii Moldova, da? Cu 1.300.000.000 am impresia. Întrebarea mea este, dar de ce lucrul ăsta nu s-a întâmplat odată cu majorarea salariilor la miniștri? În mai. De ce a trebuit să vină acum, în septembrie, în ajun de alegeri locale? Eu nu știu care este argumentul, dar am mai auzit până acum explicații de felul că miniștrii sunt puțini, dar ca să majorezi salariile pentru un segment mai mare de bugetare, e un efort mai mare financiar. Facem o paranteză. Majorarea care a fost făcută anual este circa 90 de milioane. Prima casă la care s-a renunțat, da, anual era de 40 de milioane de lei, cred că. Dar în programul ăla erau foarte mulți tineri care aveau case și trebuiau să facă plată, și fac plata ratelor pentru case. Da. Înainte era circa 4.000 de lei pe lună. Acum trebuie să plătească 9.000 de lei pe lună. Asta așa ca abordare, pentru că abordarea foarte mult contează. Am abordat și noi această problemă. Și atunci problemă. Când vii tu în septembrie și te lauzi că dai 3.000 de lei alocație unică la profesori, care dacă se împărțim pe an, iese 200, aproape 300 de lei pe lună, și când tu majorezi miniștilor, că-s puțin, sunt mulți, sau nu știu ce mai povestesc ei acolo, se duce de la, practic, la 75.000 de lei lunar cu tot, cu sporul și așa mai departe, este o disproporție. Și aici vreau să spun că ține deja de moralitate, nu ține de număr, de sumă și tot așa mai departe. Sau majorare de cu 15% pentru medici. Haideți să fim serioși. Dumneavoastră, când ați condus cabinetul de miniștri, să vă spun, chiar cei care erau reprezentanții guvernului nu vroiau salarii mai mari, pentru că dacă nu sunt salarii mai mari, se crede că ei mai ușor pot fi corupți. Sau că pur și simplu vor pleca din guvern. E nevoie și de un act al guvernării de calitate. Noi am activat în condiții de loc ușoare. În coaliții de 3 partide. Am avut în față obiective foarte complicate. Criză puternică, economică, socială și de care doriți. Noi nu ne-am gândit niciodată să mergem întâi să majorăm salariile guvernanților și pe urmă să vorbim despre alții. Și acum dacă mi-ați dat această întrebare, întrebați-l pe Recean, întrebați-l pe Maia Sandu. Eu i-am convins să vină, să implice, să contribuie la îmbunătățirea situației în Republica Moldova, pentru că în urma dezvoltării ei să putem majora salarii la toți, inclusiv la administrație. Și-au acceptat. A fost greu? Da, a fost greu. Pentru toată lumea n-a fost ușor.
Acum, eu nu vorbesc că nu trebuie să fie remunerați cei decedenții. Doar că trebuie proporția, măsura. E adevărat, dar și un ministru și el are dreptul la un salariu decent. De 75.000 de lei. Nu de 75, dar de un salariu decent. Da, nu, 75.000 de lei primesc cu tot cu sporul și așa mai departe. O să vă întrebăm pe domnul Recean. Întrebați pe cine vreți. Dar spuneți, vă rog frumos, da un profesor, da un chirurg, da multe alte profesii, da un primar care are în gestiune treburile publice cu 9.000 de lei. Dar tot dumneavoastră a spus că economia e slab dezvoltată. De unde bani pentru toată populația? Pentru că toată populația merită un trai decent. Și despre asta vorbesc eu. Și atunci când tu nu poți de asigur... De unde bani? Din creștere economică care trebuie să fie asigurată de măsurile întreprinse de către guvernare. Și eu când spun că toată lumea merită, nu asta confirmați doar. Doar că dacă tu nu reușești să asiguri societății veniturile necesare și să majorezi doar ție, asta este o abordare imorală, eu despre asta vorbesc. Creșterea economică depinde și de justiție, de ce se întâmplă în justiție. Da. Venirea investițiilor în Republica Moldova, iarăși, e dependentă și exact. De justiție, și de conflictul transnistrean, și de războiul din Ucraina. Cum poate fi dezvoltată economia, vor spune unii, dacă totuși sunt atâtea provocări, atâtea riscuri? Printr-un act al guvernării responsabil asumat și prin măsuri adecvate implementate în situații concrete. Eu vreau să spun că nu doar Republica Moldova este în contextul unui război. Republica Moldova accentuează și mai puternic această situație prin incapacitate. Acum, noi vorbim despre lucruri la nivel de sistem, la nivel de reformă, dar tragedia noastră, până la urmă, este de populare. Doamna, da, și e problema numărul unu și ea va fi încă mulți ani înainte. Spuneți-mi, vă rog frumos, o problemă pe care agendă și la ce instituția statului este această dramă noastră pe care o trăim? Când odată un conducător al statului a ieșit să spună public, asta este problema noastră cea mai mare și sarcina noastră și prioritatea numărul unu pe care o avem de acum înainte este rezolvarea acestei probleme. Doar că rezolvarea acestei probleme doar prin declarație nu se rezolvă. Dar depopularea se întâmplă din 2000 încoace. Serios? Domnul Ursu, din 2010 în 2015 și din 2010 până în 2015 natalitatea în Republica Moldova a fost în creștere. Vreau să vă spun că acum natalitatea în Republica Moldova este cea mai joasă raportată la o perioadă de 175 de ani pe teritoriul ăsta. Pentru că cei tineri au plecat peste hotare. Pentru că nu s-a făcut absolut nimic în ultima perioadă, timp ca tinerii să nu plece. Și în câți ani nu s-a făcut în ultima perioadă? Eu vorbesc din 2015 încoace. Și eu, verificați cifrele și o să vedeți. Le-am verificat. În 2015 a fost cea mai mare natalitate raportată din 2000. Deci nici în perioada comuniștilor, care îi spun că au fost înfloritoare, nu s-au născut atâți copii. Și aici așa ca o constatare. Copiii se nasc acolo unde oamenii au încredere în viitor. Și asta a fost unul din obiectivul nostru. Și atunci când noi am lansat un șir de proiecte, eu vă rog doar să aduc aminte. Unul din obiectivele noastre de dezvoltare a infrastructurii a fost grădinițele. Nu de aia că am fost noi naivi. Pentru noi asta am urmărit și în fond asta și trebuia să fie realizat. Dar ținând cont, iată, de tot ceea ce povestiți și dumneavoastră și asta e realitatea, mulți cetățeni în Republicii Moldova își pun întrebarea dacă statul ăsta mai poate exista. Dacă doriți punctul meu de vedere, statul ăsta, atâta timp cât va exista, el trebuie să asigure cetățenilor condiții normale de viață. Formula în care când nimic nu se poate de făcut și trebuie să o luăm într-o parte sau în alta, ea nu este ok. Eu vă spun foarte și foarte responsabil că viitorul Republicii Moldova poate și trebuie să fie în urma unui proces firesc de reunificare cu România, într-un spațiu comun. Cum s-ar face acest lucru? Și dacă e pregătită România pentru realizarea acestui deziderat? Prin acțiuni. Totul se întâmplă prin acțiuni, nu prin dorințe. Și eu nu cred că problema este la București, problema este la noi. De ce e la Chișinău problema? Din cauza că la noi nu există un punct de vedere nu doar consolidat. La noi...
există concurență și pe declarațiile de unionism, înțelegeți? Pentru că obiectivul ăsta nu trebuie să fie partinic. El nu trebuie să fie personal sau unipersonal. El trebuie să fie unul societal, a întregii societăți. Bine, să admitem că azi președinția, parlamentul și guvernul spun într-o voce că e nevoie de această unire. Asta înseamnă că pas. Spune că este nevoie de această unire. Pentru că președinția, parlamentul și guvernul înseamnă pas. Și administrația publică ori locală. Ori statul, nu, și în afară din administrația locală. Statul înseamnă întreaga societate. Și ceea ce nu înțelege pas, și din păcate mai asandu personal, este că societatea trebuie să fie unită, nu trebuie să fie dizbinată. Nu trebuie să existe ai mei, ai tăi, buni, răi. Câte din 60 de partide, peste 60 de partide, ar pleda pentru acest ideal? Nu cred că este o întrebare care reflectă cumva prin răspunsul un adevăr. Dar să vorbiți despre o coeziune în societate ca să poată să fie convingătoare această voce a societății. Haideți să vă spun altfel. Sunt partide și sunt ștampile de partide. Asta așa, sunt superi unii care le poartă în buzunar. Eu vorbesc de partea activă și partea relevantă, inclusiv din sub aspect politic. Dar noi iar îngustăm. Nu e vorba doar de politic. Este mediul academic. Sunt societatea este mult mai diversă, doar că ea trebuie încă o dată să fie unită în jurul unei idei naționale. Lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu va interveni. Și eu vreau să spun că asta nu trebuie să vină de la București, trebuie să vină de la Chișinău. Ce îi împiedică pe liderii de opinie, pe liderii de partide, totuși, frica. Să facă o platformă unde să se discute toate problemele din societate? Eu cred că majoritatea celor care sunt cu scaun la cap, da, au studii, au experiență și au capacitate de analiză, înțeleg foarte bine despre ce vorbesc eu. În situația în care ne aflăm noi, sub aspect economic și în mod special demografic, noi nu rezistăm, pe termen mediu, cel puțin. Recunosc și sunt de acord cu ceea ce spune. Doar că abordarea asta egoistă și foarte irațională, în goană după voturi, că dacă eu îmi spun că sunt unionist, pe mine o să mă votez mai puțin, dar dacă eu așa îmi fiu mai larg, atunci eu îmi să iau voturi mai multe. Aici deja nu-i vorba despre voturi. Și este vorba despre, cum spunea Shakespeare, to be or not to be, de a fi sau a nu fi. Dar asta este o temă, cred că, mult mai complexă, pe care trebuie să o discutăm, nu fragmentar. Dar dumneavoastră cât de des discutați cu cei de peste prut subiectul ăsta și ce opereri culegeți de acolo, din România? Eu cu colegii sau cu cei care discută despre prut nu discut despre asta. Noi discutăm despre proiecte comune și despre viziuni comune care le avem. Pentru că despre asta noi am discutat și nu mai are sens să discutăm. Asta este obiectivul spre care mergem. Deja e vorba de acțiuni prin care să ajungem la asta. Și apropo, inclusiv actul respectiv, el poate fi atins prin decizii, nu prin vorbe. Și trebuie să ajungi la decizii. Republica Moldova are o problemă nesoluționată despre care se crede că ar fi o piatră legată de gâtul statalității, problema transnistreană. Da. Acum, în opinia dumneavoastră, sunt șanse să fie rezolvată această problemă și dacă cei care vorbesc despre unirea celor două maluri ale Prutului iau în considerare și integrarea celor două maluri ale Nistrului? Uitați-vă, atât integrarea Uniunii Europeană, apropo, nu se contrapun reunificarea țării și integrarea europeană. Sunt lucruri care merg în același spațiu valoric. Cum? Păi, să nu credeți că dacă noi ajungem membri a Uniunii Europene, problema reunificării țării va dispărea. E oricum va reveni, că este absurd să ai două state românești separate în Uniunea Europeană. Asta așa, ca fapt divers. Dar și aderarea la Uniunea Europeană și reunificarea nu poate fi oprită, da, de această problemă transnistreană. Este teritoriul nostru, recunoscut internațional, doar că el nu este tălăghirul nostru. Trebuie să-i înțeles. Da, vă spun eu. Și să nu credeți că discuția asta, că dacă aderăm la Uniunea Europeană, e posibil și fără Transnistria, asta a apărut ieri. S-au fost discuțiile noastre întotdeauna. Pentru că noi avem exemplu Ciprului, nu-i chiar asemănător, dar asta arată că este posibil. Precedent există, da.
Și încă o dată, asta nu se discută de azi, de ieri, chiar că cineva a găsit o găselniță. Am impresia că domnul Popescu n-a uitat când era în calitate de consilier a primului ministru Filat și a asistat la discuții ce discutam noi atunci. De ce există și opțiunea respectivă, integrarea sau reunificarea etapizată? Noi nu putem să ținem datorită acestui conflict înghețat, da? Ce ține regiunea transnistreană, în calitate de ostatici, 2 milioane și ceva că ți-am rămas noi până la urmă. Să dai Dumnezeu să fim 2.300.000 acum. Deci noi nu putem să ținem 2.300.000 de oameni ostatici pentru situația de acolo. Deci formule sunt, posibilități sunt, precedente există în acest sens, așa că trebuie să ne mișcăm înainte. De ce nu s-a reușit până acum să se avanseze un proiect de soluționare a problemei transnistrene? Proiecte au fost multe. Unele foarte nereușite. Spre exemplu, cel din 2003, ce viza federalizarea. Dar proiecte au fost mai Republica multe. Moldova a avut odată un plan clar de soluționare a problemei transnistrene? Un plan clar pus pe hârtie, nu, dar o viziune foarte clară de reintegrare a fost tot timpul. Eu am fost în negocieri directe și plenare, nu doar cu cei din Transnistria, dar și cu cei din afară. În mod special cu cei din Statele Unite ale Americii și cei din Germania. Vă aduc aminte că atât cu Smirnov cât cu Șefciuc, nu odată am fost inclusiv în Germania și am relansat activitatea grupurilor de negocieri. Dar... Și unde s-a ajuns? S-a ajuns într-acolo încât s-au oprit orice negocieri. Eu până acum nu înțeleg de ce nu există comunicare. Noi comunicare să... între cine? Dar cum vrem noi să reintegrăm malul drept cu malul stânga Nistrului? Nu prin comunicare și prin negocieri? Cine să discute? Autoritățile, domnul. Am în vedere Chișinău cu Tiraspol? Sau cu mediatori și cu observatori? Chișinău cu Tiraspol. Pentru că reunificarea nu va fi cu mediatorii, va fi cu oamenii. Dar dumneavoastră ați amintit că ați discutat și cu Smirnov și cu Șefciuc. Și am demarat un șir de acțiuni, inclusiv negocieri pe dimensiune educație, sănătate și tot așa mai departe, nu le număr pe toate. După care a intervenit schimbări la nivel de guvernare și s-a rezumat doar la business. Electricitate, gaz și tot așa mai departe, simplu. Dar acum, în general, nu este comunicare oficială și asta nu-i bine. Dumneavoastră, nu credeți că mie mi-a fost ușor sau eu nu știam cine-i Smirnov. Dar eu nu făceam ceea ce îmi place sau dar ceea ce... Dar ei discutau cu dumneavoastră, dar oricum făceau ceea ce le se spunea de la Moscova. Dar eu nici nu am avut pretenția că ei trebuiau să facă sau au făcut ce le-am spus eu. Ceea ce știu eu, că noi negociam, discutam, aveam cel puțin un dialog și apropo, ca să ajungi la o înțelegere trebuie să pornești la comunicare. Oamenii dacă nu vorbesc, nu ajung la o înțelegere. Și lipsa unui dialog presupune 100% lipsa unei soluții în reglementare. Domnul Serebrean totuși ne spune că se fac eforturi astăzi ca să se mențină acest dialog sau cel puțin că nu mai sunt reacții atât de bolnăvicioase din partea stânga Nistrului precum sunt, de exemplu, din Comrat. Da. Dacă spune domnul Serebrean, înseamnă că așa este, doar că eu știu că nu există dialog structurat. Nu este dialog bazat pe obiective bine determinate, este un dialog de dragul menținerii unei comunicări, iar ce ține de Comrat, eu cred că Chișinău ori de necunoaștere, ori de neînțelegere, într-o dorință de asta de a-și manifesta caracterul, a abandonat orice încercare rațională de a comunica. De ce forțele politice pro-europene din Republica Moldova atât de greu își identifică persoane care ar putea să promoveze același interes național și în UTA Găgăuzia? Uitați, eu o să vă spun punctul meu de vedere. Mesajul meu din debut, și eu în Găgăuzia mergem foarte des, nu de dragul mersului, eu aveam nevoie de un dialog permanent și avem nevoie de o conlucrare. Și eu am pretenții să spun că a fost această conlucrare în perioada în care am deținut funcția de prim-ministru. Mesajul meu de debut era că eu nu vin la voi pentru voturi. Eu nu vin la voi ca să fiu numit cum era vorun, primul GGU sau așa. Eu vin ca noi să menținem un dialog și să convenim asupra modului în care noi, fiind parte a unui stat, da? Să dezvoltăm acest stat. Ori acum această comunicare nu este.
Noi nu ne-am bătut pentru voturi. Eu personal nu am... Dar e un eșec al guvernărilor că nu au avut posibilitatea totuși să aibă acolo parteneri de, noi vorbim totuși, de dialog noi vorbim, constructiv. Noi vorbim totuși de o regiune și în rezultat vorbim de o putere regională. Ca să nu... Dar e partea Republicii. Ca să nu superi, e o administrație locală, da? Și ca guvern, președinte, parlament, trebuie să tratezi un raion sau o primărie, nu contează de la ca ce partid. Ca și toate celelalte raioane. Exact, nu este obligatoriu să fii dintr-un partid anume ca să comunici cu ei. Eu așa i-am tratat. Oamenii votează cu cine doresc la nivel de autoadministrare. Deci, și de aceea trebuie să pornească nu obiectivul de a promova din rândul unui partid pro-european un anumit funcționar. Dacă capacitatea să ai cu dânsii comunicare și să asiguri în așa fel încât legalitatea să fie respectată acolo, și să nu există anumite tendințe, cum a fost, spre exemplu, cu referendumul privind Uniunea Vamală și mai departe, da, eu aici sunt de acord. Dar elitele locale de acolo împărtășesc alte viziuni decât înseamnă că avem puterea de muncit mult mai mult ca în alte regiuni, ca să-i convingem că punctul de vedere de la Chișinău este cel corect, care duce spre integrarea unui spațiu valoric. Am reținut și voci din cadrul administrației publice locale care iarăși se întrebau de ce trebuie o unitate să fie tratată altfel decât celelalte unități teritoriale. Orice unitate administrativ-teritorială sau orice situație trebuie de o tratat reieșind din lege. La ora actuală, legea în vigoare presupune acest statut de autonomie care este reglementat cap-coadă. Despre problema TVA-ului, ce părere aveți că erau favorizați cei din UTA Găgăuzia prin această taxă a valorii adăugate? Această reformă a fost promovată în anul 2014, am impresia, votată în Parlament de către Alianța pentru Integrare Europeană. Eu nu văd și nu am văzut în asta niciodată o problemă atâta timp cât este compensată. Deci eu nu cred că prin măsurile astea care se întreprind va fi îmbunătățită situația economică în partea asta, da? Și va fi înrăutățită în Găgăuzia. Primarii spun că și Găgăuzia trebuie să fie exact așa cum e tot teritoriul Republicii exact. Moldova, nu ar trebui să existe exact. Cineva mai... Exact, și uitați, mai așa, favorizat decât altcineva. Așa este acum. Vom vedea cum vor derula evenimentele. Bașcanu trebuie să facă parte din oficiu din guvern? Nu să mă întrebați ca legalitate sau ca oportunitate? Acum vă întreb și ca normă legală, dar și ca... Legea presupune expres că Bașcanul face parte din executiv. Dacă guvernarea consideră că Bașcanul nu trebuie să facă parte din executiv, trebuie să modifice legea. Legea trebuie să fie respectată. Și aici trebuie să fie și un pic de curaj. Cum ar fi trebuit să fie curaj în implementarea reformei administrativ-teritoriale? Ajungem și la reforma administrativ-teritorială, dar să revenim și la regiunea transnistreană. Unii spun că în funcție de cum se termină acest război ruso-ucrainean, va fi mult mai lesne de spus ce soartă va avea această regiune separatistă. Eu nu cred. Separatistă. Eu nu cred că este onest să pui seama războiului, în funcție de cum se va finaliza el, rezolvarea unei probleme teritoriale a Republicii Moldova. Eu cred că Chișinău, cum ați spus, trebuie să aibă în sfârșit un plan de acțiuni bine determinat și o viziune clară, pus pe hârtie, nu doar conceptuală, cum și în ce formă trebuie să regăsească regiunea transnistreană în componența Republicii Moldova, inclusiv în ce perioadă de timp, și mai mult ca atât, care sunt acțiunile și de cine trebuie să fie garantate ele din extern, ca să trebuie să fie un proces garantat cu garanții externe, ca el să fie unul în urmă reglementării durabil. De ce trebuie să aceste garanții din exterior? Deoarece noi suntem într-o lume globalizată. Noi nu suntem ca frunza pe apă. Noi suntem interdependenți. Noi suntem deja intercalați, inclusiv sub aspectul dreptului internațional, inclusiv interdependență, haideți să spunem pe de-a dreptul, financiare și tot așa mai departe. După reintegrare, cu Doamne ajută să întâmple ea și cât mai repede, noi vom avea nevoie de un plan de, inclusiv sub aspect financiar, de integrare, care să ducă la un stat
atâta timp cât va fi el stat funcțional, iarăși aici vom avea nevoie de investiții. Deci e mult mai sofisticat. Iar în momentul în care cineva ar încerca să încalce condițiile de reintegrare, să avem mediatorii implicați și să nu se permită tragerea plapumii de pe parte pe alta. Dar în opinia noastră, ce interes are acum Federația Rusă de a mai menține Republica Moldova în zona de influență, de a folosi elemente de șantaj precum dosarul transnistrean, precum... Uitați, Rusia sigur urmărește influență să aibă în regiune. Este evident. Transnistria, dacă mă întrebați până în 2014, pentru ei ar fi fost o formulă, da, din care să iasă într-o anumită, adică să contribuie într-un anumit fel la soluționare. În ce fel? Păi, eu nu pot să spun acum ce era în capul lor sau cum vedeau ei. Eu pot să vă spun cum vedeam eu și cum înțelegeam eu această reglementare, categoric în cadrul unui stat unitar și categoric fără concesii. Dar dumneavoastră subiectul ăsta cu Vladimir Putin l-ați discutat? Mai multe ori. Și vă era clar ce își dorește Kremlinul? Bun, noi nu am avut o discuție în care să ajungem că, uite, eu îmi doresc asta, îmi doresc asta. Ceea ce discutam cu el era, și cu Medvede de altfel, era până la, erau două sau trei lucruri importante. Că ei declarau foarte tranșant că ei recunosc Republica Moldova ca fiind stat independent, asta este la nivel de declarație. Cu armata lor pe teritoriul țării? Nu, eu vă spun, nu, eu, asta deja eu spuneam. Și participă în identificarea soluțiilor de reglementare. Eu spuneam, și asta o spuneam și la conferință de presă, în prezența lor, spuneam foarte clar că cerem retragere necondiționată a armamentului și a militarilor, că solicităm, de fapt cerem, înlocuirea pacificatorilor, așa numiți, prin misiune civilă internațională. Deci lucrurile erau spuse public. Și reacția lor? Vă auzeau, dar nu vă ascultau? Sau cum era? Nici nu aveam pretenții să asculte. Pentru mine era important ca ei să coparticipe la identificarea soluției. Și dânșii asta spuneau, sau el asta spunea, că da, noi trebuie să găsim o formulă să rezolvăm această problemă și haideți împreună să ieșim. Mai departe nu s-a mișcat și asta este adevărul. Asta nu înseamnă că acum noi ne aflăm în perioada aia. Noi ne aflăm acum într-o perioadă cu totul diferit. Este vorba și de acest război, este vorba de antagonizare deja foarte clară. Totodată trebuie să spunem că regiunea transnistreană până în prezent în mare parte se autofinanțează. Cât de straniu n-ar fi din contul Ucrainei? Dar de ce din cauza că prin portul Odessa în continuare circulă marfă, inclusiv foiorul pe teritoriul Ucrainei. Știți că segmentul transnistrian la hotarul moldo-ucrainean este blocat. Nu. Contrabandă continuare merge. Dar toată lumea zice că indiferent ce culoare a guvernării a avut Republica Moldova, interesele au fost și pe malul stâng și pe malul drept ca să existe și contrabandă și corupție și toate fenomenele acestea. Ca să nu generalizăm, da? Deci și atunci și acum când nu mai este corupție în Republica Moldova, în ghilimele, energia electrică vine din Transnistria. Și atunci când nouă ni se spune că Republica Moldova nu mai consumă gaz rusesc, mă scuzați frumos, este iarăși cinic și un mare neadevăr. Dar se consumă un volum mic. Doamna Ursu, toată energia electrică care o consumă Republica Moldova este produsă din gaz rusesc. Da, pentru că baza acelui contract pe care îl are Moldova Gaz cu Gazprom, întreaga cantitate de gaze se folosește pe malul stâng al Nistrului. Eu vorbesc de energie electrică care se produce la Cuciurgan. Care produce centrala de la Cuciurgan. Da, și care produce energie electrică și pe care integral Moldova la nivel de consum intern o procură de acolo, nu din altă parte. Pentru că e mai ieftină. Serios? Așa zic autoritatea. Pe de o parte, noi nu ne mânjăm mâinile, așa spunem, noi nu ne mânjăm mâinile cu sânge de Rusia și mai departe, nu vă luăm gaz la dânșii. Dar e luând energie de la Cuciurgan, nu tot gaz rusesc luăm. Banii care îi plătim noi pentru energie electrică, produsă din gaz, de la ruși, de la Gazprom, care ulterior se transformă în bani plătiți pentru administrația de la Tiraspol, pentru a menține regimul. Vedeți,
Eu aici vreau să discutăm. Lucrurile iarăși trebuie de spus pe nume, nu trebuie de trișat. Pentru că trișez și pe urmă te costă. Spunem pe nume. Republica... Spun pe nume. Energie malul electric... drept al Niestrului consumă energia produsă la centrala de la Cuciurcan. Exact. Și dacă mă întrebați ce ar fi trebuit să întâmple... Ce ar fi trebuit? Vă spun. Să cumpărăm, așa cum am început, să procurăm energie electrică din Uniunea Europeană prin intermediul României, chiar dacă este mai scump, așa cum am găsit compensare pentru anumite categorii de oameni pentru gaz, să găsim și pentru energie electrică, și atunci eram cu adevărat independenți. Și atunci se crea o blocadă economică, așa cum se crede, pe malul stâng al Niestrului? Nu. Atunci încetam să subvenționăm și noi regimul de la Tiraspol. Eu înțeleg ce ziceți, dar Rusia are interes să livreze și în continuare gazul pentru malul stâng al Niestrului. Nu am spus nu le dăm gaz. Eu am spus să nu procurăm energie. Și ei atunci n-ar fi avut ce face cu această energie? Și ei primeau gaz doar în măsura consumului pentru consumatorii locali. Domnul Filat, dar dumneavoastră cunoașteți foarte bine. Liniile electrice toate trec prin teritoriul regiunii Transnistria. Nu, domnul Ursu, deja sistemul energetic din Republica Moldova, fiind conectat la rețeaua ENTSO-E, care nu a apărut peste noapte, dar a început prin 2010, domnul Lazar, apropo, era responsabil acest proiect și care a fost implementat. Deci noi deja avem autonomie necesară, iar argumentarea că e mai ieftin nu ține. Și totuși... Securitatea, în general, nu este ieftină. Securitatea energetică, la fel, nu este ieftină. Și atunci trebuie să răspundem la o întrebare. Noi securitatea energetică o garantăm doar pe dimensiunea gazului sau și pe energie electrică? Trebuie în complex. Da, v-am întrebat și vă mai întreb o dată. De ce se crede că și Chișinău și Tiraspolul totdeauna au avut interese ca să fie contrabandă și corupție? Vedeți, Chișinău și Tiraspolul sunt două orașe. Unii din Chișinău și unii din Tiraspol. Cei care erau pe dimensiune energetică tot timpul au făcut business, este adevărat. Și eu cred că și acum fac business. Dar ce ține de... Acum ce credeți? Cine ar face business cu Tiraspolul? Păi... Cine procură? Cum procură? Eu nu sunt închetător. Bine, responsabil este domnul Spânu. Nu, acum este responsabil domnul Parlicov. Domnul Parlicov, exact. Vedeți, a fost Spânu, acum e Parlicov. Da. Vedeți, eu nu văd nicio schimbare de abordare. Și atunci procura energie electrică și spunea că ea că se procură și ea că acolo sunt. Și acum tot de acolo se procură. Exact în aceleași condiții. Deci s-au schimbat doar numele celor care sunt de o parte și de alta. Eu nu știu dacă de parte ce s-au schimbat. Dar încă o dată, eu doar constat anumite situații. Nu, dar credeți că domnul Parlicov, care e ministrul energiei, el când dialoghează se gândește că... Domnul Parlicov a preluat tot sistemul ăsta așa cum funcționează el. Sincer, vă spunem, m-am așteptat că el nu se va rezuma doar în declarații. Că, uitați-vă, nu mai suntem dependenți de gaz, noi am procurat întreaga cantitate, deja totul o să fie bine și frumos. Dar va vorbi foarte serios și despre componenta energiei electrice. Dar ce înseamnă să discutem mai serios despre această componentă? Cum asigurăm energie? Republica Moldova cu energie electrică? Sigur. Și ce s-ar întâmpla dacă mâine... București a spus. Dacă mâine nu mai vine energie electrică de peste Nistru, o să vină de peste Prut. Dar pe dumneavoastră spuneți că infrastructura nu permite. Eu nu vreau București să spună asta, eu vreau guvernarea noastră să spună și să argumenteze de ce. Și dacă mâine, da? Mâine, cei din Transnistria, la indicația rușilor, vor lua decizie să nu mai livreze energie electrică, să vedeți ce bălbâialul să fie aici. Și iarăși București va trebui să gândească cum să asigure moldovenii cu energie electrică. Și asta este o abordare încă o dată anapo, dacă să nu spun altfel. Dar mă rog. Am promis să vă întreb și despre nevoia reformei administrativ-teritoriale. Domnule Valentino, luați-o și ca compliment, dar și ca punct de vedere al meu personal. Eu cred că sunteți singurul jurnalist de Republica Moldova care a fost în toate primăriile, cred că, de Republica Moldova. Aproximativ, da. Și eu cred că știți mai bine ca toți politicienii de Republica Moldova luați în parte cu ce trăiesc cu oamenii în teritorii și cu ce respiră. Aici la Chișinău foarte des din birourile mari, în fotolii moi, așa, să iau decizii ca să-i fericească cei de jos, fără a avea o analiză a impactului cât de cât. Noi știți foarte bine că noi avem în continuare primării câteva sute de oameni. Noi avem raioane cu populații de câteva
până la 20.000 de oameni, cu funcționari, și vorba nici nu e atât de funcționari, cu birocrație aiurea și tot așa mai departe. Uitați-vă, aici eu rămân în continuare nu doar mirat, dar un pic și indignat. De lipsa de curaj, că aici trebuie un pic de curaj, de a implementa această reformă vând întreaga putere în stat. Reforma administrativ-teritorială este extrem de importantă și ea trebuia să fie realizată, nu tergiversată, încă 4 ani. Ea ne va costa financiar, dar ne va costa și la nivel de eficiență a actului administrativ. Acum, probabil din această reformă, sau despre reformă vom mai vorbi, acum este important ca în administrația locală actuală, nu putem să o mai schimbăm, să vină oameni capabili să gestioneze bine la nivel local. Doar că noi deja avem niște alegeri viciate, domnul Ursu. Eu vă spun, dar vă spun așa apăsat, dacă eu aveam 63 de mandate în Parlament, primarii veneau la mine, că erau cointeresați de conlucrare și așa mai departe. Având 63 de mandate să alegi tu prin Republică, să obligi sau să convingi, să presezi primarii, să candideze din partea PAS-ului, asta arată cât de slabă este puterea. Și aici eu pot să vă dau multe cazuri. Dar primarii trebuie să aibă culoare politică. Pot să vă dau multe cazuri. Știu. Și voi prezenta, eu personal m-am angajat și în momentul în care îți vor înregistra candidații PAS-ului la funcție de primar, personal voi ieși și voi prezenta fiecare candidat. De unde vine și cum a ajuns pe lista PAS-ului și motivațiile. Primarii trebuie să aibă culoare politică. Este adevărat. Dar primarul trebuie să aibă dreptul să aleagă din partea cui candidat să nu fie influențat. În momentul în care puterea îi spune că dacă nu candidezi de la PAS, tu nu primești finanțare. Dacă nu candidezi la PAS, rudele tale nu mai sunt angajate în funcție. Și eu nu spun... Așa declarații se fac? Nu. Parcă n-am auzit, auzit în teritoriu să eu, se facă declarații. Dar eu știu. Și vă dau doar un exemplu, mă duc pe multe exemple, Din 7 primari, PLD-miști, verzi, toți, mulți care au fost la congres, din 7 primari aleși pe lista PLD-ului, fiind PLD-miști, întreb, 6 sunt acum pasiști. Și pe fiecare știm argumentele, pe care și cu ce i-a convins. Acum. Domn Filar, dar și când erați dumneavoastră prim-ministru, tot veneau cei care au fost de partea PCRM-ului, Partidului Comuniștilor, și au trecut la Partidul Liberal. Uitați-vă așa un procent de mic. Atunci ascultați-vă, au venit. Ascultați și vă spun, e cât așa un procent de mic. Și nu fiind obligați. Și eu asta vă spun cu toată responsabilitatea. Și să mai aveți în vedere că atunci la guvernare nu era un partid. Atunci la guvernare eram 4 și după care 3 partide. Deci nu era monopolul puterii. Dar când o să vedeți că de la Partidul Comuniștilor, fiind primar ales, acum este candidat PAS. De la PD, candidat PAS. De la PSRM, candidat PAS. De la PLD, toate partidele. Când o să vedeți... Este... Aici am vrut să ajung și să vă spun că eu am întâlnit primari în localități care ziceau că interesul lor este ca să treacă la PAS. Și să vă spun de ce. Pentru că așa au acces la finanțare. Când președintele Republicii Moldova iese la televizor și spune că vor primi bani doar pro-europenii, a se traduce doar cei de la PAS, oamenii migrează încolo. Faceți o analiză. Ca dumneavoastră când vă duceți într-o primărie și spuneți că iau interes. Ia uitați-vă, nu cumva au fost beneficiarea programului ăsta, sat european? Dar cine a fost aici? A fost un premier Sturza și zicea că o bună parte din primarii care au fost pe lista Partidului Șor sunt beneficiarii proiectelor din programul satul european. Vă spun eu că nu este chiar așa. Domnul Sturza mai vine din când în când la Chișinău. Eu sunt permanent în Republica Moldova și în teritorii. Dar dacă faceți o analiză, o să vedeți cum banii circulă. Și mai sunt anumite elemente. Eu v-am spus, când vor, eu aștept să fie înregistrați candidații și pe urmă voi prezenta pe fiecare în parte. Acum, eu primarii ăștia și înțeleg ăștia care migrează într-o parte și nu înțeleg. Eu înțeleg că au vulnerabilități și eu înțeleg și am un mesaj către ei. Să aibă grijă de familiile lor, de ei și de localitatea lor. Ca răspuns la presiunile care se exercită asupra lor, ei vor avea posibilitatea să răspundă că vin alte alegeri, vin prezidențiale, vin parlamentare, acolo situația va fi alta.
Și această posibilitate să o folosească atunci. Eu știu că în teritoriu aveți structuri, mă întâlnesc și eu cu reprezentanții partidului pe care aveți onoarea să-l conduceți. Discut și eu cu acești membri ai PLDM-ului, dar și din partea lor, și din partea altora. Aud o întrebare și mi se pare o întrebare pertinentă. Totuși atunci când Vlad Filat critică guvernarea, el vrea să-i aducă pe cine la putere? Eu când critic guvernarea, eu critic problemele care sunt în societate și care pe guvernarea nu le rezolvă. Dacă guvernarea vrea să nu fie criticată, atunci... Nu, de critică e nevoie și de critică constructivă e prea mult nevoie. Asta și fac. Eu enunț problemele într-o manieră critică și este firesc. Guvernarea trebuie să puneți la premiză că fără o opoziție puternică, combativă, niciodată nu va fi puternică. Ceea ce aș vrea eu, ca problemele enunțate într-o manieră critică, este adevărat, să fie gestionate și rezolvate. Iar în momentul în care vor fi rezolvate, eu voi ieși public și voi spune bravo lor. Dar din toată activitatea lor vedeți doar partea goală a paharului. De ce? Eu când au fost lucruri pozitive le-am spus, le-am enunțat și așa va fi pentru viitor. Pe care le-ați enunțat, ca să ne fie clar? Eu acum trebuie să fac laudă guvernării în emisiune. Dacă l-am criticat o oră, măcar să spuneți și ce a făcut. În primul rând, eu nu am criticat o oră guvernarea. Eu am vorbit despre problemele care sunt în Republica Moldova și nu sunt rezolvate de guvernarea care, apropo, a venit primind votul masiv a oamenilor, garantând că le va rezolva. Asta e pe de o parte. Dar cei care vă întreabă de ce eu critic guvernarea, ei se așteaptă ca guvernarea să fie criticată doar de șor, de don și tot așa mai departe? Eu cred că fiecare om care este responsabil și înțelege procesele care sunt, nu trebuie să tacă. Cei care stau la bucătărie și se șoșotesc vorbind despre probleme, nu rezolvă problemele. Eu cred că noi, dacă suntem responsabili, trebuie să fim vocali, trebuie să vorbim și trebuie să insistăm că problemele care sunt să fie rezolvate. Eu i-am auzit și pe exponenții guvernării care spun că problemele care s-au acumulat pe parcursul a 10-20 de ani, cetățenii vor ca să fie rezolvate în 2 sau în 3 ani? Nu cetățenii, ei au promis că vor fi rezolvate foarte repede. Iată de ce promisiunea făcută... Data viitoare, cum zic la dumneavoastră în emisiune, doamna Ursu, o să vin cu promisiunile lor electorale, pentru că ei de asta au fost votați. De asta au fost votați în Moldova. Din motivul ăsta, noi am retras partidul din alegerile parlamentare și am chemat toată lumea, singurul partid. Și am chemat toată lumea să voteze pentru PAS ca să avem un partid cu putere în stat și să rezolve probleme pentru că asta au promis. Și în momentul în care promisiunile nu se respectă, noi nu putem să spunem că totul e bine. De frica că va veni cineva... Noi criticăm guvernarea și venim cu propunerile noastre nu ca să-i aducem pe alții. Noi considerăm că noi vom veni în guvernare și vom îmbunătăți actul guvernării. Și iarăși trebuie dialog. Fără dialog niciodată nu vor fi înregistrate succese. Deschidere totală și permanent pentru dialog. Doar că dialogul ăsta trebuie să vii din ambele sensuri, nu doar dintr-o parte. Eu știu că foarte multă lume o să ne scrie după această emisiune și o să insiste de ce doamna Ursu nu i-a spus domnului Filat că totuși pe dosarul energetic ceva s-a făcut și se face. Nu e ușor să fie gestionat dosarul refugiaților pentru că 80.000 de cetățeni fugiți din calea războiului astăzi sunt găzduiți de Republica Moldova. Da, și în același timp, doamna Ursu, 88.000 de moldoveni au plecat din Republica Moldova. Da, eu vă spun eu. Înțeleg comparația dumneavoastră de ce o faceți, dar vă zic că sunt provocări. Dar cine a spus riscurile, că amenințările la adresa securității Republicii Moldova că sunt mari? Dar cine a spus că la guvernare este ușor? Cine a spus că vii la guvernare și îți cauți scuze? Domnul Ursu, guvernarea înseamnă identificarea problemelor și rezolvarea lor, nu căutarea motivelor de ce să nu le rezolvi. Asta este esențial. Și o guvernare care se lamentează în scuze nu este o guvernare eficientă. Și lucrul ăsta îi trebuie să-l accepte și să-l înțeleagă. Sunt la jumătate, peste jumătate de mandat. Nu știu dacă mai este timp, eu cred că nu. Dar cel puțin anumite lucruri trebuie să le stăvilească, să le oprească. Cine comunică? Nu să spuneți dialog. Eu trebuie să comunic cu agricultorii. Eu comunic.
Guvernarea trebuie să comunice. L-am văzut pe domnul Bolea ieșind în mulțime, discutând da. Cu cei care protestau și în fața l-ați văzut, dar eu l-am auzit. Ministerului, dar și am condamnat acest și lucru. Și mai bine îl vedeam decât îl auzeam. Și mie mi se pare că asta este o atitudine, nu doar de față de jurnalist, dar față de, în general, de oameni. Și au atitudine de sus în jos. Da. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumim foarte mult pentru prezență la emisiunea Vocii Basarabiei. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Celor da. Care au urmărit această emisiune. Domnul Osu, din tot ceea ce am spus eu, vreau ca să înțeleagă că dacă nu scoatem în evidență problemele, nu avem cum să le rezolvăm. Situația aparent foarte gravă care este în Republica Moldova, nu vreau să fie înțeleasă că a transmis mine ca o stare totală de pesimism. Nu, sunt probleme, ele pot fi rezolvate, doar că ele trebuie să fie rezolvate. Punem punct aici. Celor care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de Reflecție, le reamintim, astăzi am discutat cu fostul premier Vlad Filat, fondatorul și liderul Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova. Toate bune, pe curând!